Vă salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul Activități la Țară! După ceva timp, revin cu un video și vă prezint porumbeii. După cum vedeți, am modificat puțin aici. Spațiul este puțin mai mic și mai avem aici doar porumbeii voiajori și jucătorii de galați. Bun, deci aceștia sunt. Am modificat puțin aici. Avem așa. Bun, acolo avem ouă, acel mascul. Am spus că o să prezint perechile, doar că nu am vrut să-i stresez, dar totodată o să le prezint, pentru că s-au format. La primăvară aici o să fie beton, dar momentan e pietriș. Ia uitați, bătrânul, frumosul, porumbei albi, voiajori, jucătorii de galați. Am avut și ouă, dar le-am aruncat pentru că, fiind frig, nu ar fi ieșit puii sau ar fi ieșit și ar fi murit de frig. După cum spuneam, am făcut curat acum două zile, dar se vede ca și cum n-aș fi făcut. Mai trebuie să dau cuperia din nou pe cuiburi. Am observat că mai mult le plac cuiburile acestea, stil rafturi, așa, decât cu lăzi. Nu știu, mie mi se par mai bune astea cu lăzi, mai eficiente, adică le curăț mai ușor, vara le pot spăla. Și o să am pus talaj sau rumeguș. Bine, mai este câte o piatră, pentru că așa l-am adus. Bun. O să vă prezint acum porumbeii de ornament, pentru că i-am separat de ceilalți. La aceștia o să vreau să le dau drumul la primăvară sau la puilor. Și tot la primăvară o să fac și o volieră pentru jucători, pentru jucătorii de galați. Și aici o să rămână doar voiajorii.
Cam așa arată intrarea lor. Închid noaptea cu asta. Aici două femeluțe. Două femeluțe. Bun, și am intrat și la cei de ornament care sunt lângă voiajori. Masculaș, femeluță. Masculaș. Perechea lui mascul. Și avem aici și familia de Brahma. După cum vedeți, am achiziționat un cocoș puternichiu, foarte frumos. Cocoș tânăr, cu genă puternică, la care i-am adăugat cele două puicuțe, Brahma. Mai am aici și perechea de jucători de Comaron. Perechea aceea frumoasă de porumbei care eu cred că sunt voiajori englezi, după cum mi s-a spus. Acolo sus au cuibar jucătorii de Comaron, care presupun că acum au făcut ouă. O să mai fac așa cuibare aici, așa, și ceva așezători, odihnitori. Oricum, sunt printre cei mai dragi. Mai departe avem aici o pereche de voltați, o pereche frumoasă pentru matcă. Îi țin separat pentru că chiar vreau să scot ceva din ei. Aici o să bag și voltații cei roșii. Și avem aici și perechea de chingi. Ok, dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un like. Să vă abonați, suntem 188 de abonați. Când o să postez acest vlog, sper să fim 200. Cu voi a fost Ionuț, pa, pa!